Bună ziua! Vă spun bun găsit la un nou eveniment din seria UDBase Cafe, evenimente pe care le organizează Institutul pentru Politici și Reforme Europene în parteneriat cu Fundația Hans Seidel. Eu mă numesc Mihai Mogâldea și astăzi voi fi moderatorul acestui eveniment, acestei discuții pe care urmăm să o avem. Tema discuției pe care am ales-o pentru primul eveniment din acest an este implicarea diasporei în cadrul proiectelor de dezvoltare la nivel local și național. Am considerat că este un subiect de actualitate, mai ales ținând cont de contextul politic, dar și economic, din Republica Moldova, în special de provocările cu care ne confruntăm la ora actuală și ținând cont de rolul pe care îl are diaspora în dezvoltarea țării noastre, cred că ar trebui să abordăm acest subiect cât mai des și, de fapt, să încercăm să venim cu idei noi, cu inițiative noi, cu abordări noi legate de implicarea diasporei. Astăzi mă bucur să iau alături de noi pe reprezentanți atât a autorităților guvernamentale, cât și a societății civile, a diasporei Republicii Moldova. Îi salut pe această cale și aș dori să încep cu doamna Nadejda Zubko, șefa Biroului pentru Relații cu Diaspora din cadrul Cancelarei de Stat. De asemenea, un salut astăzi alături de noi pe doamna Elena Druță, care este consiliera președintelui Republicii Moldova pentru Relații cu Diaspora, pe Dumitru Alaiba, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, ales în una din circumscripțiile alocate pentru diaspora Republicii Moldova, pe Dumitru Vicol, care este expert asociat IPRE, stabilit la ora actuală în Marea Britanie și care astăzi va reprezenta vocea diasporei în această discuție și sper că o să se alăture pe parcurs și Vadim Pristrinciuc, director executiv IPIS. Aș dori pentru început să-i ofer cuvântul doamnei Nadejda Zubko, șefa Biroului pentru Relații cu Diaspora, ca să ne ofere, dacă doriți, o analiză, o evaluare a programelor guvernamentale actuale care sunt implementate pentru diasporă, a oportunităților oferite de aceste programe, dar și a constrângerilor care există în acest moment. Vă rog, doamna Zubko. Bună ziua, în primul rând. Vreau să vă mulțumesc pentru oportunitatea de a fi prezentă în cadrul acestor dezbateri, de a prezenta Biroul Relații cu Diaspora, care este de fapt o entitate în cadrul Cancelarei de Stat, instituită în 2013 și în sarcina căruia s-a pus coordonarea, monitorizarea domeniului diaspora, migrație și dezvoltare la nivel de țară. Dacă îți vorbesc de cadrul normativ existent la etapa actuală, noi avem o multitudine de acte normative care includ domeniul diaspora, migrație și dezvoltare. Am încercat să facem și un studiu care arată, de fapt, ponderea acestui domeniu în politici. Dacă îți fac referire cu strategia diaspora 2025, atunci, la etapa când a fost elaborată strategia, s-a perceput că acest domeniu să fie inclus în politicile naționale în proporție de 80%. Deci, în 2019 deja aveam proporția de 82%. Cadrul normativ este bun, este interes și din partea altor state legate de ghidare și mecanismul de implementare a cadrului normativ. Sunt solicitări destul de multe în adresa biroului. În schimb, nu avem o analiză referitoare la în ce măsură cadrul normativ răspunde la necesitățile diasporei. Este o prioritate pentru anul 2021, care sperăm să o realizăm. Nu știu dacă e cazul să enumărăm un cadru normativ la etapa dată din analizele care le avem noi. 46 de documente de politici conțin sectoriale, conțin componenta respectivă. Dacă am încercat să răspund la întrebare în măsura în care... Eu nu vă aud, dar aș putea...
și care ar fi principalele proiecte aflate în desfășurare, pentru că știu că în aceste zile a fost lansat, de exemplu, programul sau continuarea programului DOR 3+1. Poate ați putea să ne spuneți mai multe despre care sunt programele implementate în acest moment și care sunt rezultatele, de fapt, acestor programe pentru ultimii. Ieri a fost lansat programul Diaspora Acasă Reușește, programul DAR 1+3, care are o perioadă de aplicare 15 februarie 21 martie. Este un program destinat autorităților publice locale și are drept scop susținerea proiectelor de dezvoltare la nivel local cu implicarea diasporii. Este un program implementat în premieră în anul 2020, un program de succes. În anul 2020 au fost implementate 42 de proiecte de dezvoltare locală și am reușit să valorificăm suma de 98.000 din cota de 10 milioane, 98 de milioane din cota de 10 milioane alocate pentru anul 2020. Asta ar însemna 98% din suma oferită de către guvern. Proiectele în cadrul programului DAR sunt finanțate după formula 1+3. Unul ar fi guvernul care se implică cu contribuție de 50%, dar nu mai mult de 250.000 de lei. Este autoritatea publică locală care este vocea diasporii din teritoriu, care vine și este aplicantul direct în cadrul programului DAR, care vine cu o contribuție la proiect de 10%. Sunt partenerii de dezvoltare și sunt băștinașii diaspora. Pentru anul 2020 am avut suma maximă în cadrul proiectului a fost 22 de milioane de lei, aproape 23 de milioane de lei. Proiecte de dezvoltare susținute la nivel local. Pe diferite componente, este renovarea clădirilor, sunt 10 proiecte, zone de agrement și parcuri, 9 proiecte, reparația drumurilor, 6 proiecte, managementul deșeurilor, 5 proiecte, apă, canalizare, 2 proiecte și dezvoltarea turismului local, 2 proiecte. Pentru anul 2021, suma alocată în bugetul de stat raportat la anul 2020 este înjumătățită. Dacă am avut 10 milioane, acum avem 5 milioane, asta ar însemna finanțarea a circa 20 de proiecte de dezvoltare locală. Mulțumesc, doamna Zucu. Revenim la acest aspect, cred că puțin mai târziu, dar aș dori să continui cu Vadim, pentru că s-a conectat alături de noi și va trebui să plece puțin mai devreme. Vadim, o să te rog să te referi în intervenția ta puțin la ce reprezintă, de fapt, diaspora Republicii Moldova și care sunt, știu eu, care sunt oportunitățile de implicare a diasporii la nivel intern în țara noastră. Mersi foarte mult. Eu nu atât din punct de vedere al expertului pe diasporă, că nu m-am ocupat de acest subiect, dar urmează împreună cu voi să desfășurăm o activitate mai plictisitoare, și anume să vedem niște propuneri de politici, eventual ce legi trebuie să fie modificate ca să impulsionăm relația cu diaspora și să rezolvăm unele probleme acute în acest sens. Deci eu mai mult aș vrea să provoc oamenii la discuții și să-i rog să trimite cât mai multe propuneri. De rolul diasporii în viața țării, cred că s-a vorbit foarte mult. Este și Dumitru, care poate să aducă multe cifre, să explice cât de importantă este pentru partea economică, viața economică a țării. Pur politic, eu cred că aici cumva statul, instituțiile statului sau statul Republica Moldova este în urma acestei colaborări cu diaspora. Diaspora se implică plenar în toate aspectele, importanța economică este enorm, schimbul de practici este enorm. În timpul COVID-ului am văzut că are un rol foarte mare și deja apar aceste rețele foarte solide de ajutor reciproc, de organizarea activității filantropice în afară pentru oamenii de aici, pentru instituțiile medicale, sociale. Sunt proiecte nu doar care oferă, mă rog, caritate la moment sau așa niște inițiative frumoase, dar proiecte, rețele
de organizații care colectează resurse specializate și le oferă fie instituțiilor medicale, sociale și așa mai departe. Și cel mai important că își exercită, să spunem așa, rolul ăsta de ajutor și de filantropie în mod regulat. Deci nu sunt proiecte unicale, dar de unică dată, dar în mod regulat, an de an deja sunt proiecte care au și mai mult de 7, 8, 10 ani de zile. Și le cresc. Un alt rol sigur este cel politic. Deja cred că toți am văzut că diaspora nu doar că poate vota, dar poate crea și presiuni enorme ca acest vot să aibă loc. Și aici iarăși statul are anumite lacune, rămâne în urmă. Da? Și în mod evident, care ar fi provocările cele mai mari? Principalele provocări le văd foarte simple. Prima sunt fricile. Din păcate, în societatea noastră și la nivel de factor politic, de politicieni, sunt partide politici care privesc diaspora doar prin prisma votului. Da? Dacă îi împuternicim, facem un empowerment pentru ei acum, ei o să voteze, dar ei nu votează cu noi. Deci toți privesc exclusiv votul. Și dacă cineva este interesat să facă ceva la nivel de legislație, la nivel de proiecte, la nivel de instituții pentru diaspora, atunci parcă logica te duce că acești oameni trebuie să fie cei pentru care diaspora votează. Nu este adevărat. Noi, și aici eu cred că este o provocare foarte mare și pentru societatea civilă și pentru liderii din diaspora să încercăm să depășim aceste frici și oamenii să nu privească diaspora exclusiv prin prisma votului, inclusiv și partidele care sunt deseori, cum spun eu, blamate prin acest vot sau care pierd. Fiindcă atât timp cât diaspora va fi privit doar prin prisma votului pe care îl oferă pro sau contra cineva, tot timpul vor fi forțe politice care vor încerca să împingă pe locul 2 sau 3 chestiuni foarte bune pentru dezvoltarea țării cu implicarea diasporei. Și aici am să mă refer la votul prin corespondent, votul electronic, care e o chestie bună, funcționează în multe state, dar la noi sunt frici sau votul prin corespondențe. Da, eu numesc direct că ele sunt frici. Chiar și cei care sunt beneficiari acestui vot, unii dintre ei, să spunem așa, din partide de pro-europene, se tem că el poate fi fraudat, că poate fi complicat, că dacă schimbă guvernarea, așa mai departe. Neîncrederea, de exemplu, în foarte multe tehnologii care ar ușura votul sau alte procese politice, administrative, de participare, de implicare al diasporei, vine anume din această, să spunem așa, perspectivă că mâine se schimbă puterea și o să folosească sau cineva o să penetreze rețelele de securitate și o să folosească de chestia dată. Și la toate lucrurile astea sunt răspunsuri. Gradual trebuie de mers de explicat că fricile acestea nu trebuie să existe în discursul politic, trebuie să privim participarea diasporii la viața politică și ca pe un avantaj economic, și ca pe un avantaj de dezvoltare ca o resursă, dar și ca o eventuală resursă politică, fiindcă diaspora avem și în est și în vest și astăzi sunt unii preferați, mâine sunt alții preferați și trebuie odată să trecem de aceste provocări, cum ar fi cozile sau lipsa buletinilor, dar în genere, nu doar pentru diaspora și pentru cetățenii Republicii Moldova, care sunt foarte mobili, și destul de responsabile, apropo politic, merg la vot la alegeri, este foarte benefic, sunt foarte benefice formele de vot la distanță sau electronici, mie îmi plac mai mult cele electronice. Al doilea element, care provocare pe care noi trebuie să o depășim, ține de implicarea economică a diasporii. Sunt foarte multe studii care clasifică multe categorii de oameni din diaspora. Sunt sigur cei care sunt plecați mai de mult, care deja sunt foarte bine integrați, sunt cei care văd în migrație o chestiune temporară. Nu toți poate își leagă, cu siguranță că nu toți își leagă soarta de viitor de investiții în Republica Moldova, dar sunt foarte multe semnale și au fost multe proiecte, ca și exemplu pare 1+1, care demonstrează că interesul oamenilor, cetățenilor din diaspora de a investi acasă, de a se întoarce, a unor categorii, am să specific, este destul de mare. Și aceste proiecte de obicei de abilitare socioeconomică sau economică a diasporei, chiar și cele mai modeste, au fost și proiecte mult mai mici decât pare 1+1,
ele sunt luate cu asalt, sunt cereri, zeci, sute de cereri care nici nu pot fi satisfăcute de toți. Și asta arată o chestiune că noi e timpul să ne mutăm la alt nivel. Deci trebuie să avem niște proiecte de încurajare a celor din diaspora care vor să se întoarcă și au nevoie de un suport, fie acesta și sub formă de creditare preferențială sau de anumite linii verzi sau ghișei unici ca să nu se confrunte cu toate urorile birocratice din Republica Moldova. Acest lucru trebuie să fie mutat la un alt nivel, fiindcă practicile pozitive realizate de cele proiecte sunt foarte bune, dar practicile cele erau necesare pentru a demonstra autorităților, partidelor politice că se poate, există modele, uite cum se poate de făcut, la un leu îi dai un leu sau îi ajuți să scrie proiectul sau îl ajuți să-și ia un credit și atunci el îți stă înapoi, el creează locuri de muncă, el creează mici afaceri și încetinește de fapt și degradarea asta rurală, foarte multe afaceri sunt în mediul rural desfășurate de aceste proiecte. Deci partea de implicare și abilitare economică a diasporei, încă avem foarte multe restanțe aici, cred că un guvern, care ar fi el, iarăși nu avem guvern sau avem parțial, dar un guvern cu voturi bune în Parlament trebuie să gândească la asta. Și nemijlocit, perioada care a fost acum de cei ce ține de COVID a demonstrat capacitățile foarte mari ale diasporei, atât în plan social, deci mobilizarea, rețele, faptul că este capabilă, sunt deja rețele din diaspora care sunt capabile să mențină proiecte sociale de lungă durată, pe mulți ani înainte, demonstrează că e nevoie de un alt nivel, un alt răspuns al statului la activitățile diasporei. Abilitarea politică, votul la distanță electronic, neapărat, și aici am să repet, noi o să pregătim niște documente de politici. Eu cred că cea mai mare provocare este să gestionăm fricile care există și privirea votului acesta electronic prin prisma împotriva mea pentru mine. Și eu cred că există spațiu aici, este loc unde suntem explica la toți că toți vor beneficia de asta. Și nu în ultimul rând, fricile acestea sunt depășite prin proiecte pilot. Când se încearcă la o scară mai mică a demonstra că este securizat și este bine. Noi am avut, eu mi-aduc aminte, experiența inclusiv cu asigurările medicale. Când oamenii, wow, spuneau cât e de rău cu asigurările medicale și dacă nu mă înșel, primul proiect pilot a fost în raionul Hâncea și au văzut că nu s-a întâmplat nimic. Nu a fost ca în filmele americane, când dacă nu ai asigurare medicală rămâi pe drumuri. Deci nu. Deci proiectele pilot, când se iau un eșantion mult mai mic pentru a demonstra că este securizat, pentru a verifica implicarea cetățenilor părțile operaționale, cred că de aici trebuie să pornească. Și ce ține de activitatea economică, cred că noi, deja cu proiectele noastre, ale guvernului, ale statului Republicii Moldova, în parteneriat cu Uniunea Europeană, trebuie să fie mutate la un alt nivel, pentru că cererile, încă o dată, de finanțare sau de sprijin pentru afacerile create de oameni din diaspora depășesc de zeci de ori proiectele existente în Republica Moldova și ele sunt de o calitate înaltă și ele aduc și bani din afară, beneficiul lor este enorm, cred că nu trebuie să ratăm aceste ocazii. Cam asta am vrut să spun, dar cel mai important este asta, să ne clarificăm cu toate fricile. Este cineva se bucură de diaspora, dar cineva într-adevăr se teme foarte mult și subiectul este politizat. Eu cred că acum, până când nu avem alegeri, trebuie să încercăm să găsim cât mai multe beneficii pentru toți cei care ar trebui să dea un vot ei la rândul lor în Parlament pentru o mai bună implicare politică, economică, a diasporii în viața statului, fiindcă noi suntem unicani, deci rolul diasporii este enorm în viața statului și noi nu avem cum să ne comparăm cu alte țări în acest sens. Mersi mult. Adem, tu vorbeai mai degrabă despre atenția pe care o acordă politicul asupra diasporii și eu vreau să te întreb cât de importantă e reprezentarea politică a diasporii
pentru ca prioritățile sau agenda diasporei să apară în lista de priorități a coaliției de guvernare de la Chișinău, de exemplu? Bună întrebare. Răspunsul evident este că e clar că în programul de guvernare diaspora este subreprezentată. Da? Subiectul diaspora este subreprezentat. Dar în același timp este biroul pentru direcția diaspora care face multe chestii, pune, există documente de politici în acest sens. Dar este și o întrebare mai complexă. Oamenii care votează masiv în diaspora pentru schimbarea situației, oamenii care donează, care se implică în aceste proiecte mari, complexe de colectare de fonduri pentru a ajuta Republica Moldova fiind timp de pandemie, ei o fac asta pentru ca să-și vadă numele în documentele de politici, doar da, să vadă diaspora aici, diaspora acolo, diaspora din... Sau ei o fac, ei vor să vină acasă și să conducă mașina sigur, să nu-i oprească cineva pe mită sau să vină acasă să-l ceară mită cineva, să-și cumpere o proprietate și să fie sigur că dreptul la proprietate este respectat, că rudele lor se folosesc de servicii bune, că Moldova nu mai este în topul rușinilor cu cazurile de corupție și de furt de bani publici. Eu am o mică experiență de a mă afla în diaspora, poate de unul sau doi ani de zile și dar comunic cu foarte mulți prieteni, colegi de acolo, parte din familia mea. Sincer, ei nu prea îmi spun mic. Iată, am citit eu niște legi sau politici sau program de guvernare și acolo o singură dată este menționat diaspora. N-a să mai ieșim la vot. Nu, ei vor. Faceți în sfârșit o schimbare acasă. Și faceți o schimbare în justiție, faceți o schimbare în corupția. Iată, noi nu ne putem, autentifica permisurile de conducere. De ce? Fiindcă țările gazdă unde trăiesc ei consideră că domeniul de acordare a permisului de conducere este unul foarte corupt și respectiv așa șoferi de drum nu e posibil. Și noi vedem parcă toți mai fac aresturi la casele astea care oferă permisurile de conducere, serviciile astea publice, la agenție de servicii publice. Dar practica continuă, se schimbă numai prețurile și mecanismele de a le oferi. De ce vrea diaspora? Diaspora vrea să-și vadă numele acolo, că ea să devină cumva sintagma asta diaspora, partea tuturor documentelor de politici, sau vrea să vadă un stat în care există ordine, curățenie într-un fel, climat investițional sau de petrece, lasă să vină și în vacanță, bun, servicii publice de calitate sau de minimă calitate. Și o justiție, iarăși, care să-și exercite atribuțiile, măcar la cel mai minim acceptabil nivel. Asta vrea diaspora, părerea mea. Dar sigur că implicarea lor în proiecte, noi nu trebuie să o omogenizăm diaspora, sunt diferite tipuri diaspora. Iată, este Dumitru stă de la noi, care e un reprezentant al diasporii, care se ocupă de politici, le citește, știe bine partea economică. Dar sunt oameni în diaspora care o văd ca pe aflarea peste hotare, ca o perioadă necesară ca să adune niște bani, să vii și să-și creeze o afacere. Întrebarea mea este, pentru ei ce contează? Pentru ei contează foarte mult, nu doar să voteze, dar contează foarte mult ca în țară să fie regulă și ei să poată veni și munci aici. Deci eu nu cred că este nevoie de foarte multe politici segregaționale, speciale pentru diaspora. Câteva sunt necesare. Votul, am zis, el contează foarte mult, când jumătate de populație acolo, deci tu nu poți să ignori. Doi, împuternicirea și crearea unor oportunități economice pentru migranții care se întorc. Returning migrants este foarte important. Iar restul preocupărilor diasporei sunt preocupările tuturor cetățenilor din Republica Moldova. Ordine, servicii, justiție. Mersi mult, Vadim. Știu că tu o să trebuiască să pleci un pic mai devreme și pe calea asta îți mulțumesc pentru intervenție. Pentru cei care ne urmăresc, aș vrea să menționez că evenimentul de astăzi este transmis în direct pe prives.eu și Realitatea Live. Deci ne puteți urmări și acolo și mai mult decât atât puteți adresa întrebări pe care mai apoi să le punem vorbitorilor noștri atât pe prives.eu cât și pe pagina de Facebook IPRE. Puteți lăsa întrebările noastre în comentarii și noi le vom adresa în cadrul discuției.
În continuare, aș vrea să-i ofer cuvântul lui Dumitru Alaiba, deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Dumitru, te rog, în baza celor menționate de Vadim, dar și de doamna Zupcu mai devreme, totuși, în ce măsură este diaspora actualmente în lista de priorități a agendei parlamentare și cum aducem diaspora mai aproape de această agendă? Bună ziua, salutare tuturor! Bine, Mihai, dacă e întrebarea asta, atunci răspunsul și intervenția mea o să fie foarte scurtă. Eu nu cred că actualul Parlament în general are o viziune despre subiectul ăsta sau în general are o doză cât de cât sănătoasă de priorități corecte. Dar ca să ramific puțin întrebarea, totuși nu este prima dată când avem un fel de majoritate, fie asta în guvern sau în parlament, care nu-i place, la care nu-i place diaspora. Haideți să ne amintim cum a fost instituționalizat însăși BRD-ul, de exemplu, câteva ani în urmă, eu presupun că a fost 2011-2012, dacă nu greșesc. BRD-ul a fost fondat de guvern, după care peste fix câțiva ani, cumva guvernul, după vreo câteva guverne, dar guvernarea s-a pomenit că datorită eforturilor foștilor guvernanți, diaspora cumva s-a consolidat. Eu așa aș califica, iată, procesul ăsta și cumva noi ne-am pomenit în situația în care diaspora se organizează contra propriei guvernări. Asta eu vorbesc de undeva anul 2015-16 și așa mai departe. Deci, și era un proces în care eu personal, fiind cumva, hai să-i spunem, observator independent și așa și ne-am cunoscut cu foarte multă lume frumoasă, cu Dumitru, cu Anastasie, cu foarte, foarte mulți oameni care, chiar dacă au fost ani la rând în afara țării, chiar le pasă și chiar îi doare și au aceleași frustrări vis-a-vis de starea lucrurilor din țară, care le avem și noi aici acasă. Păi, și a fost un proces în care diaspora s-a început încet, încet, dar greu de oprit acest proces, s-a început a organiza contra propriei guvernări. Și este un proces care eu foarte tare sper să fie de neoprit. Noi vedem, dacă ne uităm în intervalul de 10 ani, noi avem două situații total diferite, cum era diaspora în 2010-2011 și cât de unită și cât de diversă în același timp și cât de pluralistă, dacă vreți, este acum în 2021. Diaspora noastră a făcut istorie, dacă vreți, anul trecut. Și nu spun și asta nu este modest. Eu cred că noi chiar ar trebui să ne mândrim cu iată acest record. Eu, nu știu, arătați-mi în altă țară, în orice moment al istoriei, în care aproximativ 15% din voturi au fost înregistrate în afara țării. Eu vorbesc de 250.000 din electoratul paralel, dacă să ne referim cu vorbele clasicului. Deci, într-adevăr, prin asta, prin asemenea, știți, acțiuni care sunt destul de permanente, destul de constante, ele nu se opresc, ele doar se intensifică, oamenii noștri pur și simplu demonstrează că ei vor să fie parte din țara noastră, chiar dacă și pentru moment sunt în afară, lor le pasă, pe ei doare și ei sunt gata să depună efortul, să-și depună contribuția, să-și aduc contribuția la diferite inițiative, fie asta vot, fie asta nu știu, inițiative sociale, proiecte și așa mai departe, sunt sumedenii. Eu n-am lista, dar ele sunt mari, mici, ad hoc, mai mult sau mai puțin instituționalizate. Și iarăși, eu cred că totuși noi suntem la doar un început, la un început de proces în care
diaspora noastră se, tot știți, așa, e un proces de maturizare, dacă vreți. Și istorii din astea avem, avem și în, și în, în, alte, în alte țări. Ca să mă refer, și cred că, bun, o să, o să după, după asta o să, o să trecem la discuții, dar ca să mă refer, era întrebarea despre cum, cum anume a influențat pandemia și criza COVID asupra, nu știu, mobilizării diasporii sau implicării diasporii. Din nou, e mai mult o speranță, pentru că nu am, nu am neapărat fapte, în afară de, nu știu, prezența la vot și mobilizarea și așa mai departe, dar eu foarte tare sper că această pandemie i-a învățat pe oamenii din, din diasporă că, cum să o spun ca să fiu înțeles mai bine, sper foarte mult că i-a învățat despre faptul că totuși, chiar dacă și ești în afara țării, chiar dacă și ești plecat ani la rând, vine un moment în care ai nevoie de o țară, de o țară care să te protejeze, să te apere, să te ajute, atunci când este posibil să nu mai fii binevenit acolo unde stai în chirie și ai jobul, atunci ai nevoie de țara mamă care să te ajute. Și noi, eu iarăși îmi amintesc cu, așa, cu, cu mare regret vorbele politicienilor de aproximativ un an în urmă, care alt responsabil de pandemie n-au găsit decât diaspora. Atacurile permanente asupra diasporii și așa mai departe, ele au origine în frica unor politicieni de diaspora. Dar nu despre asta este vorba. Este vorba, după mine, de o mare speranță că noi cu toții să înțelegem în asemenea momente de criză că dacă nu o să ne construim țara, pentru că acum țara noastră este în, în, într-o, un hal fără de hal, dacă vreți, următoarea criză s-ar putea să fie și mai periculoasă, și mai devastatoare. Și atunci, iată, odată în, în, în decenii, ai nevoie de un sistem care să te protejeze, care să te ajute, care să-ți ofere adăpost la urmea urmei. Asta am vrut să spun. Parcă asta, dacă, nu știu, mai discutăm mai. Pentru doamna Zupco menționa mai devreme despre scăderea alocațiilor bugetare pentru proiectul DAR 1+3 pentru anul curent, dacă mi-aduc bine aminte, care, de fapt, în discutarea bugetului pentru anul curent, dar și pentru anii următori, în ce măsură au existat sugestii din partea ta sau altor deputați, atât din opoziție cât și din coaliția de guvernare, pentru creșterea acestor alocații? Sau, în general, este bugetul pentru diasporă bine setat, bine analizat, abordat în cadrul dezbaterilor parlamentare? Eu mi-am inteles că noi am discutat subiectul ăsta. Mă rog, din opoziție, așa e la noi cultura politică, că e foarte greu să convingi dacă pur și simplu există majoritatea care susține guvernul și gata. Și asta a fost cazul anului 2020 pentru bugetul din 2021. Da, ei au redus bugetul inclusiv al diasporii. E adevărat că au redus și în alte părți, dar atunci când ai 1 milion de oameni peste hotare, eu cred că chiar nu este frumos, nu este decent la urmea urmei să găsești aici mari economii. Noi, din potrivă, dacă vrem să sperăm că acești oameni au să revină, și eu cred că ei au să revină, dar ei au să revină atunci când au să aibă sens, au să vadă sens în asta. Eu nu cred în revenirea ca și act de eroism și ca și, nu știu, autojertfirii. Oamenii trăiesc, ei au o viață și ei
au să trăiască bine, fie aici, fie în altă parte. Dacă... Mersi. Mersi. Revenim la subiectul ăsta ulterior. Până atunci aș dori să-i ofer cuvântul și doamnei Elena Druță, consilieră președintele Republicii Moldova pentru relații cu diaspora. Doamna Druță, cred că o bună parte din urmăritorii noștri sunt interesați inclusiv de agenda președintelui sau de, de prioritățile, obiectivele stabilite de președinție pentru relația cu diaspora. Și aș vrea să ne comunicați, poate într-o scurtă intervenție, despre care sunt aceste priorități, care sunt obiectivele stabilite și care sunt mecanismele prin care încearcă președintele Republicii Moldova să aibă o conectare mai activă cu cetățenii moldoveni din diaspora. Hai, bună ziua! Bună ziua tuturor! Mulțumesc pentru invitație, pentru ocazie, pentru discuții. Aș vrea să mă refer în primul rând la subiectul principal pentru care fusesem invitați sau la tema anunțată, cea a implicării diasporei în proiectele de dezvoltare locală, de dezvoltare la nivel local și național. Ultimele evenimente politice au demonstrat că diaspora este o mare forță politică, iar în spatele acestei implicări masive a cetățenilor noștri de peste hotare stă o extraordinară dorință de implicare. Cetățenii noștri, fie că se află temporar sau permanent peste hotare, fie că sunt de 5 sau de 25 de ani, de 20-25 de ani peste hotare, ei vor să se implice. Vor să se implice în luarea deciziilor, vor să se implice atunci când le este solicitat votul, vor să aibă voce, dar s-au implicat în ultimii ani și în multiple inițiative atunci când le s-a solicitat ajutorul. Este important rolul diasporei și în proiectele de caritate. Au reușit și e un lucru admirabil, au reușit chiar și atunci când s-au mobilizat să salveze vieți. Am văzut aceste ultime inițiative pe timp de pandemie, care au fost pur și simplu extraordinare. Dar în ultimii ani, cetățenii noștri de peste hotare s-au implicat și în multiple proiecte de dezvoltare locală. Am urmărit cu interes în ultimii ani proiectele care s-au născut în cadrul unui anumit model, în cadrul modelului migrație și dezvoltare locală implementat de UNDP. E un proiect de succes. Aceeași logică este aplicată și în cadrul proiectului guvernamental, dar 1+3. Acest model este de succes pentru că îi face să lucreze pe toți împreună, pe cei care reprezintă autoritățile locale, pe cei care locuiesc în acele localități, dar și pe cei de peste hotare. Fie că aceste proiecte și-au setat ca și obiectiv să dezvolte infrastructura, să creeze centre sociale, evenimente culturale, la finalul acestui tip de proiecte, ceea ce obținem este mult mai mult decât doar infrastructura. În aceste localități se activează anumite mecanisme democratice, se creează o comunitate și se creează o comunitate care nu ține cont de distanțe. Cetățenii noștri care se află temporar sau permanent de peste hotare s-au implicat cu donații sau chiar și cu eforturi de organizare sau capacități pe care le au, pe care le-au dezvoltat în statele în care se află. Există o mare rezervă de solidaritate. Cetățenii noștri au demonstrat că vor să se implice și vor să-și aducă contribuția. Și atunci trebuie să ne asigurăm că există suficiente oportunități. Îndemnul meu este, în primul rând, pentru cine are interesul pentru astfel de proiecte de dezvoltare locală, să și manifeste, să contacteze oameni care gândesc la fel, să contacteze cunoscuți, rude sau primăriile din localitățile de origine și să stabilească o comunicare, să stabilească o cooperare. Apoi, ideea poate fi, bine, nu cu ușurință, dar cu puțin efort, poate fi transformată în proiecte de succes, de colaborare. Avem deja aproape tot ce ar putea să faciliteze. Avem posibilități de comunicare. Cred că rețelele sociale în ziua de astăzi ne permit să interacționăm rapid. Pandemia ne-a și obligat să organizăm, iată, discuții prin Zoom.
Și atunci, indiferent de distanțe care separă, aceste platforme pot să faciliteze comunicarea și interacțiunea dintre cei care se află peste hotare și cei de acasă. Dincolo de aceste modalități de comunicare pe care le avem și care facilitează implicarea diasporei în proiecte de dezvoltare locală, sunt și instrumentele sau platformele care favorizează strângerile de fonduri. Îndemnul meu pentru apeleuri ar fi să facă uz de ele, să încerce și vor fi absolut mirați sau surprinși plăcut de reacția pe care o vor primi. Pentru că atunci când lansezi o idee care e bună, care strânește emoții, care convinge și care e necesară, neapărat se vor găsi oameni, nu neapărat originari din respectiva localitate, dar și oameni complet necunoscuți care vor avea satisfacția că participă la, dezvoltarea locală, la acest proiect de dezvoltare locală. Bine, la finalul unei astfel de implementări de proiecte, avem niște mecanisme democratice făcute din discuții, decizii împărtășite, o viziune comună. Avem poate și baza de viitori lideri lărgită, pentru că oricine are ocazia să participe la luarea deciziilor și să se autoinstruiască și inclusiv să crească. Deci, concluzia mea principală este că această rezervă de solidaritate are nevoie de oportunități. Oportunitățile există, oportunitățile trebuie și create, oportunitățile există la nivel guvernamental, dar și pot fi create din propria inițiativă. Fie că vorbim de persoane fizice care se află peste hotare, de cetățeni care vor să ajute, fie că vorbim de apeleuri. Instrumente avem, inclusiv peste hotare, Italia sau Franța, sunt și disponibile strângerile de fonduri pe Facebook, de exemplu, ceea ce nu e posibil acum în Republica Moldova, dar există oportunități pentru ca ideile să fie transformate în proiecte de succes. În cadrul mandatului prezidențial, în perioada imediat următoare vor fi, sau au fost deja și în perioada, în prima parte, în primele luni de activitate și în perioada imediat următoare, sunt câteva subiecte prioritare pe care a fost concentrată și e concentrată atenția. Mă refer aici, au fost menționate anterior acordurile în materie de conversiune și recunoaștere a permiselor de conducere. În anumite state problema nu există, în anumite state problema nu apare, în altele, în schimb, Franța, de exemplu, ea este o problemă foarte mare pentru cetățenii noștri. Domnul Pestrinciuc a menționat anumite rețineri pe care le-ar putea avea anumite state în semnarea unui astfel de acord. Reținerile sunt parțial justificate de procese, inclusiv corupte, pe care le avem aici la eliberarea permiselor de conducere. Evident că negociatorilor noștri, atunci când sunt implicați în negocieri cu echipe din alte țări, le-ar fi mult mai ușor dacă ar putea afirma că avem un proces corect, transparent de eliberare a acestor permise de conducere. Evident că acesta este un subiect abordat în cadrul discuțiilor oficiale. Interesele cetățenilor sunt reprezentate cu tărie la nivel înalt. Un alt subiect este cel al acordurilor în materie de protecție socială. Evident că aceste subiecte pot fi mai mult sau mai puțin importante pentru cetățeni, independența inclusiv și de vârsta pe care o au. Dacă vorbim de primul val de emigrare cu 20 ceva de ani în urmă, evident că că un astfel de acord sau un astfel de subiect poate să fie important pentru cetățeni care sunt aproape de vârsta de pensionare. Echivalarea permiselor, de exemplu, e caracteristic pentru cine are mai mult sau mai puțin de 30 de ani, a plecat în
Franța, de exemplu, și își dorește să-și găsească cu ușurință inclusiv un post de lucru. Un alt subiect căruia i-am acordat multă atenție și urmează să o facem și în continuare este îmbunătățirea calității serviciilor consulare. Rețeaua noastră diplomatică și consulară este rețeaua prin intermediul căruia, în afară de exprimarea votului, cetățeanul interacționează cu statul și atunci este foarte important să nu existe disconfort, să nu existe neplăceri. Este foarte important ca această interacțiune să fie una satisfăcătoare pentru cetățenii noștri. Și atunci sunt câteva elemente care sunt luate în considerare și asupra cărora se depune efort și sper în viitorul apropiat să se și simtă atunci când cetățenii merg și solicită servicii consulare. Domnul Pestrânciuc a pomenit și de exercitarea votului și condițiile în care are loc. Este un subiect și acesta extrem de important. Vom depune eforturi în a mobiliza instituțiile și în a încerca grăbirea anumitor procese. De ce? Pentru că presiunea din partea cetățenilor este mare, așteptările sunt mari și așteptările sunt absolut legitime și se bazează pe Constituție. Fiecare trebuie să-și poată exercita cu ușurință dreptul la vot. Și atunci, evident că vor fi luate în considerare și votul prin corespondență, votul electronic, trebuie să existe discuții, dar mai ales trebuie să urmeze decizii. Atât, Mihai, mulțumesc. Mersi. Mersi tare mult, Elena, pentru aceste mențiuni. O să-i ofer acum cuvântul și Dumitru ca ulterior să începem sesiunea de întrebări și răspunsuri. Dumitru Vicol, stabilit la Londra și reprezentant al comunității Adoptă un Vot, cred că este bine cunoscut special urmăritorilor noștri din diaspora. Dumitru, aș dori să te întreb în ce măsură coalizarea eforturilor cetățenilor moldoveni din diaspora, coalizare care am observat în special după 2016, prin anumite evenimente, prin o interacțiune mai activă între membrii comunităților diasporale. În ce măsură această coalizare eforturilor a reușit să impulsioneze dialogul cu autoritățile guvernamentale? Ce proiecte, ce inițiative din diaspora au reușit să fie aduse în atenția autorităților și promovate la nivel intern? Da, eu am să mă refer la atât și la punctul cu proiectele locale. Mereu cumva a existat o reticență din partea autorități să colaboreze la distanță cu diaspora. Mereu se punea scuza că ar trebui să fii fizic prezent pentru a face o analiză sau a citi niște documente sau a face orice altceva. Din fericire, cumva, criza COVID a demonstrat că nu este necesar prezența fizică. Eu personal am avut onoarea și fericirea, probabil, să mă implic în multe proiecte mult timp, în proiecte de lege și cumva am observat că nu este necesar totuși prezența ta fizică pentru a face analiză sau a face un proiect de lege, sau a contribui la o notă informativă în hotărâre de guvern. Și cumva deschiderea asta s-a văzut mai mult anul acesta, probabil pentru colaborare la distanță și acum sper cumva, adică și Nadejda și Elena se impulsionează toți colaborarea asta la distanță cu diaspora. Coalizarea celor din diaspora se întâmplă numai când sunt anumite proiecte sau anumite probleme. De obicei, din păcate, ne coalizăm mai mult când există un adversar politic. Atunci se vede ce este diaspora, iar mai puțin se vede de zi de zi implicarea diaspora în proiecte locale sau altceva. Adică cumva nu se acordă atenție
am impresia că pur și simplu jurnalistul le place mai mult discute subiecte politice decât cele care într-adevăr contează, de exemplu, despre educație sau dezvoltarea infrastructurii, de exemplu. Din păcate există acea disonanță. Revenind la proiecte locale, cred că este cel mai important lucru. Cumva am avut onoarea să fiu implicat în tot dezvoltarea procesul sau sentimentul ăsta de crowdfunding, începând cu anii 2014-2015, primele proiecte au început să fie cumva să faci donații pentru proiecte locale, de exemplu Iluminatul în Costești a fost primul proiect care noi am încercat să pornim valul, după asta a fost proiectul de la Middle, acum proiect DAR plus 1 plus 3 de la guvern, toate lucrurile te arată bine. Singurul lucru care trebuie cumva să fie alocat mai mult bani pentru ca să beneficiezi mai mulți oameni. Dar eu nu sunt foarte mare adept a donațiilor, pentru că donațiile mereu înseamnă cumva o relație mai puțin contractuală, dacă aș putea spune, fără obligații. Și cumva aș vrea relația asta. Noi am reușit să dezvoltăm cultura de crowdfunding în bază de donații, dar acum cumva ar trebui să convingem lumea să trecem de la donații la împrumuturi și cred că asta ar fi acel lucru care de adevăr lucruri s-au schimba. Dacă ar reuși primăriile, IAPL-urile să împrumute bani de la noi, ar fi o altă relație contractuală în care IAPL-urile vor fi mai responsabili să livreze promisiunile care le-au promis, de exemplu să fac iluminare pe o stradă, pentru că până la sfârșit trebuie să întoarcă banii. A doua, cei din deasupra ar fi mai interesat să monitorizeze proiect, ceea ce e foarte important când avem o guvernanță destul de slăbuți pe partea asta. Și a treia, cel mai important, că lucruri care l-am numit și Dumitru Alaiba și Vadim mai anterior, e cumva, la un moment dat, oricum, toți oamenii se vor întoarce acasă. Mai târziu, mai devreme, dar o bună parte. Și pentru cumva că nu există siguranță de a avea un venit când întorci acasă, în lipsa pensiilor sau facultativ sau oricare altceva, cumva împrumuturile astea către APL-uri ar putea ajuta să faci să ai un venit adițional, care dacă eu, de exemplu, nu am nevoie de acest venit, l-aș direcționa bunicii mei, de exemplu. Dar dacă aș avea nevoie de venit toată, pur și simplu mi-aș face un venit din împrumuturile acordate, nu știu, primăriei Brișneni, ca când revin în 10 ani, în 10 ani, am un venit constant. Și cred că acum atât trebuie să încercăm, dar 1 plus 3 sau impulsionăm, să acordăm mai mulți bani, se întâmplă asta, dar trebuie să acordăm mai mult atenție pe împrumuturi. Pe partea de împrumuturi există un efort de la expert grup, care sunt și eu implicat pe obligațiuni municipale, care putea cumva atrage niște bani în împrumuturi de hotare. Și a doua, mai există legea de crowdfunding, care este sărăcută, nu se poate fi promovată la nivel Ministerul Economiei. Din septembrie, octombrie, se încearcă cumva să fie promovat măcar la interior și după aceea la cancelare, dar încă nu s-a reușit. Cred că aici un suport din partea și Eleni și Nadejdea Castel și lui Dumitru de a promova această lege de crowdfunding cât mai rapid, ar cumva dezvolta tot sistemul ăsta de crowdfunding și din împrumuturi, atât pe partea de obligațiuni, și pe partea de împrumuturi prin platformă crowdfunding. Eu cred că aspectul economic e important în relația dintre diaspora de azi înainte încolo. Fiindcă politicul, știți cum, el e un val. Astăzi votez pentru cineva, mâine nu votez pentru altcineva, dar relația cu țara trebuie să fie cumva mai constantă decât anume când vine un adversar politic sau nu. Cam asta. Mersi, Dumitru. Doamna Zupcov, știu că ați dori să interveniți, vă rog. De fapt, chiar simțeam necesitatea periodic după fiecare panelist să intervin. Eu am ascultat foarte atent intervenția. S-a făcut referire la frici, la mobilizare, implicare economică și în final o să fac referire la preocupările diasporii. Și aici, ca să nu trec la partea legală, cum s-a implementat și nu știu ce, m-am gândit că poate la nivel de guvern este creat de BRD un instrument foarte bun în viziunea noastră. Este un comitet interministerial de Diaspora, Migrație și Dezvoltare,
care poate fi utilizat în rezolvarea unor necesități legate de diaspora. El nu a fost solicitat niciodată. Este un comitet condus de secretarul guvernului și în componența căruia fac parte secretarii de stat din ministeri și directorii adjuncți. Este abilitat cu dreptul de a propune modificarea cadrului normativ în situația în care este o problemă, de a face o analiză a situației la zi legate de domeniul diaspora, migrație și dezvoltare. Pentru mine parcă ar fi un instrument care ar trebui să vină cu careva soluții, atât la nivel central, cât și la nivel local. Noi am reușit să extindem comitetul ăsta și la nivel local. În fiecare centru raional există instituit un astfel de comitet care e prezidat la rândul său de un vicepreședinte responsabil de domeniul social. În componența lui fac parte toate instituțiile prestatoare de servicii. Acolo ei se întâlnesc de fapt de două ori pe an sau la necesitate și discută problemele din localitate. Acele probleme care nu pot fi soluționate la nivel local, ele sunt înaintate la comitetul instituit la nivel de guvern. Cred eu că aici trebuie de utilizat mai intens acest instrument și în contextul legii la care a făcut referire Dumitru cu crowdfunding-ul și cred că e o idee foarte bună de a dezvolta un nou program legat de împrumut. Noi am putea să încercăm să conceptualizăm ceva, să vedem în ce măsură el este fezabil la etapa dată și cum poate fi el implementat. S-a făcut referire și la bugetul BRD. Eu nu o să dau, nu sunt în mari detalii, dar pot să zic că comparativ cu anul trecut, adică comparând cu anii care au trecut, anul ăsta nu s-a micșorat bugetul. Noi beneficiem de un buget de care am beneficiat și anul trecut, cu toate că suntem în fază de pandemie și multe programe deja ne-am mobilizat și le organizăm online. Avem experiența zilor diasporei, programului DOR, programe de amploare care anul ăsta am reușit, anul trecut deja, s-a reușit să mobilizăm. Statistica noastră arată că la zilele diasporei au participat sau au văzut, au fost împreună cu noi circa 400.000 de persoane. Este un număr record. Dacă fizic noi niciodată nu am putut asigura un număr mai mare de 400, acum cumva am depășit. Bine, este și aportul domnului Turea, este aportul și a diasporei care s-a implicat prin acțiuni de voluntariat în procesul de organizare a evenimentului. Au fost destul de activi, noi rămânem recunoscători și salutăm orice inițiativă legată de implicarea lor. Posibil că am mai scăpat ceva, dar dacă e să vorbesc de programele realizate de Biroul Relații cu Diaspora, de fapt ele sunt cumva orientate pe trei poziții. Avem programe dezvoltate pentru domeniul social, sunt programe cu impact economic, cum este programul Diaspora Acasă Reușește, care se realizează la nivel local, este programul Diaspora Engagement Hub, care încă nu este lansat, dar în viziunea noastră este un program destul de bun. Anul ăsta urmează să fie lansat pe trei subprograme. Este reîntoarcerea profesională a diasporei, granturi inovatoare și granturi destinate tinerilor din diasporă care vin în Republica Moldova să realizeze careva proiecte. Sunt programe cu impact cultural. Noi nu uităm că diaspora noastră are și alte necesități. Astăzi chiar am avut o ședință de lucru cu colegii noștri la Ministerul Culturii și am încercat să facem un plan de lucru pe activitățile culturale, focusându-ne pe activități online, ca cumva să nu tensionăm bugetul care îl avem și să încercăm să-l focusăm pe activități concrete de suport pentru diaspora. Aici a apărut ideea și susținerea centrelor educaționale cu un stoc de carte oferit de Biblioteca Națională și alte bune idei care urmează să fie cumva
puse în valoare, este și programul DOR și nu putem să nu, de fapt nu pot să nu menționez și faptul că biroul este instituția care coordonează și monitorizează cadrul normativ, legislativ la nivel de guvern. Suntem cei care propunem inițiative, proiecte de legi pentru a fi aprobate. Încercăm să monitorizăm, să facem o evidență asupra modalității de implementare ceea ce există. Acum suntem în fază de elaborare a unui nou program, de fapt primul program național de suport pentru reintegrarea cetățenilor care s-au reîntors. Până acum, la nivel de stat, au existat câteva planuri de acțiuni pe o perioadă determinată. Acum ne propunem mult mai mult, încercăm să facem o analiză astfel încât programul care urmează a fi înaintat spre aprobare să răspundă la necesitățile cetățenilor care se reîntorc. Încercăm să conlucrăm și cu colegii noștri de la Organizația Internațională pentru Migrație, au niște studii. Vom încerca pe parcurs să mai și chestionăm și noi diaspora, să conlucrăm și cu alte instituții, cu siguranță că sunt și alte programe la nivel de stat, sectoriale, care cred eu că trebuie incluse în programul național și respectiv în plan. Va fi un program pe o perioadă de 5 ani. El nu este public, fiindcă în fază de draft. Se lucrează, lucrăm noi împreună cu suportul colegilor noștri de la PNUD și respectiv cu implicarea tuturor autorităților publice locale. Asta e componenta de bază a biroului. Pe lângă asta mai încercăm să mobilizăm și persoanele abilitate prin fișă de post cu domenii diaspora, migrație și dezvoltare din ministerie, începând cu 2013 și ulterior, în 2017, au fost desemnate de fiecare autoritate câte o persoană la nivel tehnic, responsabil de domeniul diaspora, migrație și dezvoltare și la nivel decizional. Persoana respectivă, în sarcina ei, s-a pus de a include în programele sectoriale, instituționale, domeniul diaspora, migrație și dezvoltare. Deci, la nivel de politici, eu cred că domeniul este destul de acoperit. După cum am făcut referire la început, probabil că urmează ca birou să facă o analiză asupra nivelului de satisfacție a necesităților diaspora. Adică dacă 80% din actele normative conțin acest domeniu, ce măsură satisfac necesitățile diaspora. Și probabil subiectul ăsta s-ar fi util de făcut ulterior, după ce vom avea rezultatele studiului, o ședință, un format mult mai extins cu implicarea diasporei. Nu, Zucu, asta era una din întrebările adresate de unul din urmăritorii noștri, dacă ar fi posibilă realizarea unui studiu amplu sociologic al diasporei de peste hotare, ca să existe poate o claritate legată de caracteristicile socioeconomice ale diasporei, a necesităților de care are nevoie diaspora și metodelor prin care ar putea contribui la dezvoltarea proiectelor la nivel local și național. În 2021, de fapt, ne propunem ca în luna martie să facem public o cartografiere a diasporei care a fost realizată anul trecut. Ea va fi, sper că, într-o conferință în format online, în măsura în care va fi posibil. Acolo vor fi prezentate numărul de asociațiilor, câte asociații au fost identificate noi și câte din ele sunt funcționale și câte nu. Legat de partea a doua întrebării, dacă puteți o repetați ca să nu... Da, spuneam despre caracteristicile socioeconomice ale diasporii, în funcție poate de regiunea din care vin, de profilul comunităților diasporale. Adică, cred că există anumite diferențe care poate ar fi relevante în cazul discuției noastre.
Studiul care urmează a fi prezentat legat de cartografierea diasporei va conține și componenta respectivă. El o să fie un studiu public, acum e prematur ca să vin eu cu detalii legate de acest aspect, el e în proces de definitivare. S-ar putea de mai organizat o ședință și cu diaspora pe marginea acestui subiect. Ok, am înțeles. Mersi tare mult. Eu vreau să propun, de fapt, un alt subiect poate relevant sau conex discuția noastră legat de implicarea partenerilor externi în proiecte de asistență, poate pentru diasporă, pentru implicarea diasporei. Elena Dumitru, poate ați putea să vă referiți la acest aspect, care ar putea fi potențialul cel poate valorifica Republica Moldova sau dacă există anumite discuții la acest subiect cu partenerii externi. Da, Mihai, mulțumesc mult. Vreau să fac o remarcă. De-a lungul anilor, pentru o bună perioadă de timp, s-a vorbit despre remitențele diasporei, deci despre acea capacitate de a transmite, transfera și susține anumite venituri sau un anumit confort familial prin intermediul remitenților. Acum vorbim despre proiecte de dezvoltare și implicarea diasporei în proiecte de dezvoltare, respectiv ne referim la cumva aceeași capacitate a cetățenilor noștri de peste hotare să contribuie economic la proiectele de aici de acasă, dar cred că se impune deja după 20 sau 25 de ani de când cetățenii noștri merg la muncă peste hotare, se impune deja, cred că, și o altă componentă în discursul public, cel al eventualelor servicii de care cetățenii noștri au nevoie. Cetățeni de o anumită vârstă sau dintr-un anumit grup, eventual tineri reveniți, respectiv cetățenii de peste hotare, cetățenii din diaspora sau cei care decid să se întoarcă acasă, trebuie să fie luați în considerare inclusiv din punctul de vedere al necesităților și al serviciilor pe care statul le poate sau trebuie să le ofere. Aceasta era remarca. O altă idee pe care am abordat-o recent, în cadrul unor discuții pe care le-am avut cu reprezentanții unui partener de dezvoltare, a fost implicarea diasporei într-un proiect de cooperare în domeniul sănătății. Au fost multiple inițiative private de-a lungul anilor, prin care cetățenii au identificat necesități ale spitalelor noastre raionale, dar și din capitală, și atunci au încercat să conecteze donații de la spitale din state europene cu necesități ale spitalelor noastre de aici. Doar că aceste tinere au fost nevoiți să înfrunte provocări financiare, pentru că exista această problemă a costurilor care sunt nu mici de transport. Și atunci noi ne propunem sau suntem deja în discuții și suntem deja într-un proces de lucru care va vedea un proiect sau un mecanism prin intermediul căruia noi putem să facilităm aceste donații sau aceste ajutoare atât de necesare spitalelor noastre. Mă refer aici la facilitarea transmiterii acasă către spitale a echipamentelor sau chiar și mobilier, respectiv sunt obiecte sau sunt bunuri care au și un anumit volum și anumite costuri, dar și utilaje medicale. Nu neapărat noi, deși nu e exclus că acestea vor fi și noi, dar vrem să venim cu un mecanism pe care cetățenii noștri să-l poată utiliza. Dar suntem încă în fază de lucru și cel puțin aveam exprimată deja disponibilitate pentru susținerea financiară a unui astfel de proiect, doar că va dura un pic până când vom face ca mecanismul să fie funcțional. Deci, da, sunt astfel de discuții. Ne-ar place ca astfel de procese sau ca astfel de discuții să poată fi comunicate mult mai rapid cu rezultate în spațiul public, dar uneori durează un pic mai mult decât ne-am dorit. Nadejda a făcut referință și la asociațiile noastre de peste hotare. Indiferent de
alegerea pe care cetățenii o vor face sau vor fi impuși de situație să o facă, să rămână acolo sau să se întoarcă, există cumva o sete culturală peste hotare. Părerea mea este că nu există suficiente fonduri sau nu au fost alocate suficiente fonduri pentru activități culturale peste hotare. Asociațiile noastre și-ar dori să se vadă mai, să organizeze poate întâlniri sau evenimente sau prezentări de cărți. Și atunci există întotdeauna aspectele financiare, există dorința ca să facă în localitățile în care sunt, ca acea comunitate de moldoveni să fie tot mai puternică și să aibă legături tot mai strânse, dar ar avea nevoie și de eventual capacity building sau chiar și finanțări pentru desfășurarea unor anumite evenimente. Evident că asta nu împiedică până în momentul în care se va întâmpla, dacă vor fi identificate fonduri la nivel de buget, nu împiedică și evident că încurajăm cetățenii să treacă la acțiune atunci când au o idee. Să neapărat să contacteze moldoveni din aceeași localitate sau rude sau prieteni și să pună în practică ideile pe care le au, pentru că vor fi mirați de rezultat, vor fi bucurați de ceea ce vor reuși să vadă și să simtă. Respectiv, inclusiv și micile strângeri de fonduri pot fi organizate, iar rezultatele cred că pot fi, din punct de vedere cultural, extrem de frumoase. Avem nevoie de asociații care să fie funcționale. Nadejda s-a referit la cartografiere și a menționat și funcționalitatea. Deci ce avem probabil un număr de asociații există, dar e nevoie să vedem și care dintre ele sunt funcționale, care desfășoară activități și care nu. Respectiv, noi ne dorim ca legătura noastră pe dimensiune culturală cu diaspora să fie tot mai strânsă, pentru că există această sete de țară, de rădăcini, de stat. Mersi, Elena. Aș vrea să-l invit și pe Dumitru Alaiba, Dumitru Vicol, să intervină pe dimensiunea acestui subiect, dar și să se referi un pic poate la cooperare dintre autoritățile locale și cetățenii moldoveni din diasporă, asociațiile diasporale, pentru că poate într-o anumită măsură există și un vid de comunicare, dar și o capacitate restrânsă la nivelul autorităților locale de a iniția acest proces. Eu cred că mai degrabă, deci da, există cel mai probabil deficit de capacitate. Nimeni nu o să nege chestia asta, dar după mine, cel puțin din cât înțeleg eu și din, mă rog, greșind din discuțiile care le mai aveam cu oamenii din diaspora și așa mai departe, probabil cel mai mare deficit este de încredere. De încredere în faptul că aceste inițiative au să fie, nu știu, au să dea rezultatele maxime. Pentru că oamenii până la urmă dau bani. Oamenii, dacă vorbim de proiect și așa mai departe, fiecare contribuie cu o anumită sumă. Și atunci foarte rar poți imaginezi că sunt foarte puțini oameni care au certitudinea că banii ăștia o să fie folosiți cu maximă eficiență. Și eu cred că asta este principala problemă. Și atunci, iată, vorbind despre implicarea donatorilor și comunității internaționale, și atunci avem inițiative cum ar fi, nu știu, eforturi de la PNUD, alte proiecte care oferă cumva, eu cred că și inclusiv această garanție de credibilitate că banii sunt folosiți eficienți. Să nu uităm și să nu negăm
noi suntem una dintre cele mai corupte țări din Europa. Și asta nu e de ce e că un politician la vârf sau câțiva, un grup de politicieni din centru sunt corupți. Asta e pentru că această corupție se ramifică în fiecare localitate, pe fiecare microproces, pe fiecare achiziție, cine poate fură din hrișcă la copii, cine poate fură miliardul. Mă iertați de, știți, de poate prea sinceritate mare, dar cam asta este ilustrația problemei cu care noi ne confruntăm. Și atunci nu putem învinui oamenii de faptul că ei îs gata să facă mii de kilometri ca să meargă la vot, îs gata să cheltuie mii de euro pentru un vot, dar nu vor contribui cu aceeași tragere de inimă și cu aceeași certitudine că la o inițiativă, nu știu, locală sau într-o primărie, într-o localitate. Cam asta e felul în care cel puțin văd eu lucrurile. Dumitru a aruncat un pic de, dacă îmi permiți, Mihai, a aruncat un pic de umbră asupra acestor, a vorbit despre un pic despre riscurile acestor proiecte. Mie aici, tocmai că mi se par că există anumite mecanisme în aceste proiecte în care există un număr mare de cetățeni care se implică de peste hotare și din localitate, există tocmai acele mecanisme democratice care împiedică ca astfel de riscuri să se realizeze. Atunci, există atunci oamenii și se implică, da. Deciziile nu sunt luate, inclusiv decizii de ordin financiar, cu ușile închise, dar în cadrul unui proces participativ care inclusiv și dă explicații la un moment dat, atunci, inclusiv și când se dau explicații la un moment dat, atunci riscul cred că se minimizează și m-aș referi îndeosebi la aspectele frumoase ale acestor proiecte, pentru că până acum această umbră a corupției pare să nu fie afectat aceste proiecte de dezvoltare locală cu participare extinsă, diaspora, societatea din localitate și mai ales, da, e adevărat că inclusiv în cadrul acestor proiecte finanțate de donatori străini există anumite rigori de raportare și atunci există și un anumit nivel de siguranță. Dar și prin intermediul acestor proiecte cu finanțare din partea donatorilor se dezvoltă și anumite abilități legate de transparență și de raportare. Și eu sunt sigur că în astfel de localități, ulterior, vor fi aplicate aceleași rigori ca și proiectul inițial sau un proiect care a beneficiat de finanțare străină. Și atunci riscurile mi se par mult mai mici. Dacă spați și eu sunt prezent în interes cuvântul Dumitru, eu aș face referire la programul DAR. Implementarea programului DAR, de fapt, arată că autoritățile publice locale au trecut la un alt nivel. Ei pot și știu deja cum să colecteze fonduri, ei știu în mare parte cum să caute linii de finanțare. Programul DAR, de fapt, este un program care poate fi implementat cu al treilea partener în cadrul programului, care este un partener de dezvoltare. Eu parcă m-aș abține să fac cumva concluzii așa destul de generale. Cel puțin noi, în colucrare cu ei, am înțeles că ei sunt pregătiți și au ajuns la etapa în care se poate, în mare parte, până la programul DAR, autoritățile au reușit să implementeze la nivel local multe proiecte, de dezvoltare inclusiv. Personalul din primărie, noi organizăm și diferite instruiri la nivel local, la diferite etape. Noi am înțeles că pentru ei sunt la o altă etapă, pentru ei nu e interesant să-i prezinti noțiuni de bază, care, cum. Deja ei cunosc, lor le trebuie pași concreți legate de platforme de colectare, legate de modalitatea de a face transparent activitatea. E chestii care cumva au depășit-o în timp, în viziunea noastră. Acești lideri. Eu cred că Mihai și Dumitru ați punctat, da, coruptă e o problemă, dar nu uitați că și noi venim din țări corupte, adică nu puteți spuneți că Marea Britanie este corupt sau în Franța sau
Da, adică eu cred că vorbim despre modul de corupt, adică în timp cât nu se fură 20% sau 5%, cred că toată lumea e fericită încă. Dar eu sunt de acord că corupția cumva în încrederea asta e o mare problemă. Din cauza asta, ultimii ani au demonstrat că relația cu autorități publice centrale e mai volatilă. Da, e independent de alegeri, anticipate, nu anticipate, e volatilă. Însă relația cu autoritățile publice locale e cumva mai trainică, mai pe durată mai lungă, pentru că se cunosc cu primarul, dumneavoastră comunitate, mulți poate s-au învățat 20 de ani. Să înveți împreună, asta nu înseamnă tot să ai mai multă încredere, dar înțeleg să creați mai multe relații personale. Din cauza asta, eu aș pune accent la moment mai mult cu proiecte exact anume pe autorități publice locale, evitând autorități publice centrale. Și din cauza asta, cum vă pun în evidență, iar proiectul Dar 1+3, iar proiectul Middle, care a fost, care anume s-a focusat pe autorități publice locale și legătura dintre acel cetățean din acea sat oraș cu proiectul dat. Eu cred că cea mai mare problemă există la autorități publice locale, într-adevăr nu există capacitate destulă, aș spune, de a gestiona acest proces, fiindcă imaginați-vă dacă nici la Chișinău, chiar sunt oameni care stau cu noi, în convenit nu mereu au timp să gestioneze procesele de consultare. Închipuiți-vă ce se întâmplă într-un, nu știu, la Bricente, de exemplu. În cazul ăsta, cumva, dacă aș ruga partenerii de dezvoltare, aș ruga mai mult să financeze o acea persoană din primăria satului, sau raionale, sate care mai mult se implice în gestionarea relațiilor, sau în gestionarea task-urilor, fiindcă există mai mult ofertă de implicare decât cere din partea autorităților de a implica. Dacă am avea o persoană, e mai mult o chestie logistică, știți, să ai o persoană care gestionează, facă managementul de resurse umane, de voluntariat, și în cazul ăsta, când el reușește să organizeze acest proces, el reușește să adune mai multe lume, 10-20 de oameni dintr-un sat, dintr-un oraș, să monitorizeze acea investiție, acea împrumut, acea donație. Sunt cazul ăsta cumva să depășește fricile astea de corupție sau nu. Sau ce puțin, nu 20% fură, dar să fură 5%, știi, că cumva lumea e mai fericită cumva. Dar aș pune accent că anume trebuie axat mai mult pe apeleuri, mai mult bani alocat pe apeleuri, și cred că instrumentul de crowdfunding, legea crowdfunding care stă acum și obligațiuni municipale, care la moment este un instrument nou care încearcă să promovează, cumva încearcă să creeze legătura asta între cetățenii la nivel local cu autoritățile publice la nivel local. Și cred că nu asta lipsește. La autorități publice centrale, cred că ne va dura o leacă de timp până noi să încercăm cumva să spunem că noi avem încredere și am vrea să dăm banii ăștia autorităților publice centrale. Mersi mult, Dumitru. Din câte văd eu, nu avem alte întrebări de la urmăritorii noștri. Aș vrea să vă rog, pentru că ne apropiem de sfârșitul discuției, să formulați, de fapt, într-un minut câteva concluzii scurte legate de subiectul pe care l-am abordat astăzi, dar și poate de prioritățile imediate, de viitor, de oportunitățile care pot fi valorificate în viitorul imediat apropiat. Doamna Zupco, aș dori să încep cu dumneavoastră. Mulțumesc. Eu, în final, cred că aș veni doar cu sugestie. Vreo relație cu diaspora este și va rămâne un instrument care trebuie utilizat. Atât la nivel central, cât și la nivel local, și Dumitru a făcut referire la persoana resursă din cadrul autorității publice locale. Noi, începând cu 2017, lucrăm la nivel local și am reușit până acum să identificăm și să pregătim 400 de persoane la nivel local responsabile de domeniul respectiv, persoane resurse care reușesc să se implice, să mobilizeze locatarii din diasporă, să realizeze proiecte, să caute linii de finanțare, să contribuie direct sau indirect la dezvoltarea locală. Eu vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu. Elena, te rog.
Hai, mulțumesc pentru discuții. Eu voi încheia cu un îndemn. Oricine ne ascultă și oricine ne va vedea ulterior, oricine din persoanele care a avut această idee de implicare, să o facă, să apeleze la persoane care au trecut deja printr-un astfel de proces, pentru că vor prinde gustul, vor își dezvolta abilități, vor avea o satisfacție enormă, pentru că cetățenii de peste hotare, atunci când au ocazia să participe la proiectul de dezvoltare locală, ei sunt recunoscători că cineva a început o inițiativă, că cineva a pus-o în practică, că cineva a solicitat ajutorul și sunt disponibili întotdeauna să participe. Respectiv, dacă avem cetățeni care ne ascultă, să o facă, să inițieze, să apeleze la oameni care au trecut prin astfel de experiențe, să contacteze apeleurile. Și da, transparența este un element care eu cred că se interiorizează de către acele primării care dezvoltă astfel sau pun în practică astfel de proiecte. Respectiv, o primărie care înțelege avantajele colaborării cu parteneri internaționali, cu diaspora, cu guvernul, își dă seama că riscurile de credibilitate pentru viitor sunt prea mari și nu și le asumă și atunci înțelege care este valoarea transparenței și e ceea ce se dorește să fie oferit cetățenilor. Cetățenii au încredere și vor continua să susțină și vor continua să se implice. Atât. Mulțumesc. Mulțumesc tare mult, Dumitru. Dumitru Alaiba. Mersi și eu. Da, ce să-i mai... Nu știu ce să adaug anume. Absolut de acord. Oamenii au să se implice atunci când și dacă au să aibă... O să aibă o certitudine în succes. Deci nimeni nu se alătură la o cauză perdantă. Nimeni nu o să se alăture știind că sunt șanse de eșec. La orice cauză, fie asta proiect de inițiativă locală, fie asta schimbări politice și așa mai departe. Omul urcă în avion și cheltuie, iar și repet paralela mea, și cheltuie 1000 și ceva de euro ca să voteze, pentru că știe că el o să câștige. Și iată, asta e și provocarea noastră, această energie și această energie pozitivă, să încercăm să o canalizăm inclusiv în schimbările mici din fiecare localitate, pentru că comunitățile noastre au mare, mare nevoie de schimbări și iarăși nu cred că am un disconfort, dacă vreți, așa un cuvânt de încheiere, să vorbim despre diaspora, dar ca sponsor, știți? Ei trebuie să vadă că asta e inclusiv pentru ei. Ei trebuie să vadă că asta e pentru ei și pentru comunitatea care i-a creat pe ei, care i-a născut, care i-a crescut, care i-a educat. Și cred că asta e foarte important. Mersi. Mersi și eu. Dumitru, te rog. Da, eu cred că relația cu diaspora sunt în ambele sensuri trebuie să fie benefice. Dacă să vorbim de la apele spre diasporă, iar trebuie să înțeleg cumva că, uite, ei nu reprezintă doar voturi sau donații, dar când ei o să încearcă să înțeleagă că ei pot aduce niște bani de acolo, fie în bază de împrumut, fie în bază de investiții active, fie în bază de cotipări dintr-o morărie, de exemplu, atunci cumva relația contractuală se va schimba. E o relație deja mai mult de business și în cazul ăsta trebuie să fii mai deschis, trebuie să depui niște condiții, respectiv eu odată la 3 luni trebuie să-ți dau raportul, chestionată, știi? Adică, în momentul când apeleu să înțeleagă că trecem de la remitențe, donații sau voturi, dar să înțeleagă că de fapt ăsta e partener de afaceri, atunci un potențial partener de afaceri, atunci cumva lucrurile schimbă spre bine, da? Și asta e avantajul apeleu. Din partea ceantă, din partea deaspre, e invers. Noi punem mult accent pe remitenți pentru că noi le vedem, da? Le putem cuantifica. Deși în partea remitenței neoficiale, probabil, reprezintă vreo 60-70%
peste ceea ce este oficial încă. Dar puțin accent se pune anume pe economiile care sunt aici în diaspora, respectiv economiile sunt mult mai mari decât remitențele care sunt pe european transmisie în Moldova. Adică sunt niște bani aici care ele sunt cumva ori dus în fonduri de pensie unde stămână, ori își procură un imobil, ori să dăm împrumut altcuiva, ori stau în depozit la o dobândă de negativă. Sau. Și cumva acești oameni, oricum, la un moment dat, se vor întoarce acasă. Dacă nu se vor întoarce acasă, poate părinți se întorc acasă sau au cineva acolo, trebuie să îngrijești. Adică, și în relația asta, tu cauți o modalitate de a-ți crea un venit pe viitor când vei reveni. La moment, spre exemplu, la moment, dacă eu aș reveni acasă, eu nu am multe venituri care m-aș putea susține acolo, da? Adică numai dacă pensia care o am construit aici. Dar dacă eu plănesc să vindeam până 5 sau 10 ani, cumva trebuie să-mi construiesc acea venit alternativ, da? Și iată, aceste mici investiții într-o primărie, într-o coach parte, într-un împrumut de acolo, îmi creează o astfel de venit relativ pasiv care îmi poate permite să mă gândesc să revin acasă, da? Și din cazul asta, eu cred că relația asta trebuie să fie mutual benefică și cu APL-urile, cred, prima etapă de a avea încredere. După ce construim această relație benefică cu APL-uri, putem deja vorbim și la nivel de autorități publice centrale, sigur că să ajungem acolo, dar știți cum, tu când revii acasă, nu revii pentru că prim-ministru e X, da? Tu revii pentru că primarul sectorului tău a făcut treabă bună și îți place în sectorul tău care are grădiniță sau drumul bun. Prim-ministru schimbă, da? La noi aproape, în fiecare jumătate de an după. Da? Ca să mă înțelegi ce vreau să zic. Relația cu APL e super important, mult mai important decât relația cu APC, eu cred. Mulțumesc, Dumitru, și vă mulțumesc tuturor pentru îndemnurile de final. Cred că este o ocazie bună de a pune punct aceste discuții cu un îndemn pentru cetățenii moldoveni din diaspora. Înainte de a încheia, totuși aș ruga pe cei care ne urmăresc să completeze un chestionar de evaluare, de fapt, a organizării acestui eveniment, disponibil pe pagina noastră de Facebook, dar și pe prives.eu, acolo unde puteți menționa sugestiile și comentariile dumneavoastră. Eu o să mă folosesc de ocazie ca să mulțumesc încă o dată tuturor vorbitorilor noștri. Cred că am reușit să acoperim, dacă nu toate aspectele relevante, ci obțin o parte din aspectele cheie legate subiectul implicării diasporii în proiecte naționale și proiecte la nivel național și la nivel local. Cred că e o discuție care trebuie să continue și noi, așa cum am fost și anul trecut, suntem interesați de abordarea acestor probleme care țin de diasporă, care vizează cetățenii noștri stabiliți în afara țării și care poate dori să se întoarcă acasă. Mulțumesc pe această ocazie, cu această ocazie și Fundației Hanzadel pentru suportul pe care ne-l acordă și vă așteptăm la un nou eveniment You Debate Cafe de această dată despre Rethink Moldova 2.0, despre perspectivele de relansare economică ale Republicii Moldova în post-criză, dacă doriți, sau într-un an cu criza economică, pe care îl vom organiza săptămâna viitoare cu data 25 februarie, la fel transmis online cu participarea unor vorbitori experți în domeniu. Mulțumesc încă o dată și vă urez o zi bună, sănătate și sper să ne auzim cu alte ocazii. Mulțumesc!